putea întâlni în această primă fază în care intră în competiție Magdeburg. Excelent această Constanțenii. Revedem faza. Marinović, extraordinară angajare și acolo pe post de pivot, în același timp, deși este mai în vârstă, pasa lui Vujović pentru Marinović, excelent angajarea lui Rakčević, marchează Mladen Rakčević. 22-19 după această reușită, minutul 20 al reprizei secunde. Bundesliga, primele 10 echipe sunt extrem de puternice. Valoarea campionatului este mult ridicată față de celelalte. Înscrie Dejan Marinović, dar iată, vine replica imediată a lui O'Sullivan. Gol totuși nu este validat. A venit după fierul arbitrului. Noi revedem reușita lui Dejan Marinović. Pasă din nou foarte bună a lui echipei constanțene. Sandu Iacob concentrat pe margine. Aruncă și marchează Dejan Marinović. Da, gol important. 26-23. Reușita bosniacului. Ne apropie din nou la 3 goluri. 2 minute și jumătate până la final. Buricea se apără acolo. Avansat. Noi revedem reușita lui Marinović. Iată, pe un singur pas sare și reușește să... Toma a transformat în al doilea pivot. Minge este pentru Rohozneanu. Nu, se înalță Marinović. Gol Marinović, 26-24. Excelentă și evoluția bosniacului pe acest final de partidă. Are ochi Sandu Iacob, a știut când să-l arunce în luptă pe Marinović în locul lui Țârnoglavaț. Prea mare. Să vedem o angajare a pivotului și gol marcat de Dragoș Soare. Iată, apare Soare la finalizare exact când trebuie. Primul său gol în acest meci și se cere time-out. Nu, cred că este final de partidă. Vom vedea imediat. Extraordinar angajarea lui Dejan Marinović pentru înfrângere pentru Dobrogea Sud. Un rezultat mână la final. Cei doi antrenori foarte tineri. Spectaculoasă din Cupa EHF. Meci foarte, foarte bun făcut de Dobrogea Sud la Goethe Arena din Magdeburg. O înfrângere la doar 2 goluri.